Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați. Uneori am sentimentul că, de la această tribună parlamentară, asist la una dintre cele mai mari mascarade. O mascaradă dominată de minciună, de lașitate, de lipsă de viziune și de incompetență. Cei care guvernează astăzi România, după ce și-au demonstrat incompetența, incapacitatea de a gândi proiecte și programe care să ducă la dezvoltarea acestei țări, au adoptat o nouă strategie, minciuna cu nerușinare. Ni se vorbește, dragi colegi parlamentari de la toate partidele, despre autostrăzi și spitale regionale, promise prin programul de guvernare și care ar urma să fie construite cu fonduri europene. Trec peste amănuntul că, dacă în 2016 PSD promitea 8 spitale regionale, acum au mai rămas în atenție doar 3. Și acestea, din păcate, doar pe hârtie. Pentru că, dincolo de declarațiile premierului Dăncilă sau ale ministrului Sănătății Sorina Pintea, care ne asigură că suntem în grafic cu aceste 3 importante instituții sanitare, realitatea o aflăm cu stupoare de la Bruxelles. Acum câteva zile, Comisarul European pentru Politică Regională, Corina Crețu, a transmis o scrisoare premierului român, Viorica Dăncilă, prin care îi solicită să comunice la Bruxelles dacă Guvernul României mai dorește cele 3 spitale regionale de la Iași, Cluj și Craiova. Oficialul european a cerut o serie de clarificări după ce a constatat că lucrurile s-au împotmolit din nou la București. După un an de corespondență între Comisia pentru Politică Regională și Guvern, rămânem fără cuvinte când constatăm că nici până acum autoritățile române nu au fost capabile să scrie proiectele de care este nevoie pentru a primi finanțare. Am ajuns în situația probabil unică în Uniunea Europeană, în care Comisia Europeană, prin vocea unui oficial, ne roagă să primim fondurile, iar noi ne încăpățânăm să ne demonstrăm incompetența și să le refuzăm. Din păcate, nu doar soarta celor 3 spitale regionale este pusă în pericol, ci și construcția de autostrăzi. Același guvern și același comisar european ne dau o dimensiune și a realității din acest domeniu. S-a tot vorbit despre autostrăzile Ungheni, Iași, Târgu Mureș și Bacău-Brașov. Prima s-ar dori realizată pe bani europeni, cea de-a doua din motive care ne scapă într-un parteneriat public-privat. Comisia Europeană are bani pentru amândouă, evident, cu simpla condiție ca cineva să-i și solicite. Cum? Tot prin scrierea unor proiecte. Aflăm din nou că aceste proiecte nu au ajuns nici până acum la Bruxelles, că fondurile nu pot fi alocate și că aceste proiecte pe care și noi liberalii le susținem rămân niște foi de hârtie prin sertare, în lipsa unor grupuri de lucru care să le transforme în realități. Dragi colegi de la PSD, pe mulți dintre dumneavoastră vă cunosc și știu că sunteți oameni de bună credință. Nu puteți lăsa România să se scufunde de tot. Puneți-vă guvernul la treabă. Determinați-i pe colegii dumneavoastră din guvern să scrie aceste proiecte de care este nevoie, pentru că altfel veți fi la fel de responsabili ca și ei dacă România nu va avea spitale regionale și autostrăzi construite din banii europeni. Vă mulțumesc, deputat PNL Antoneta Ioniță.